Socialdemocrații telărmăneni au prezentat la o întâlnire cu presa locală principalele măsuri din programul partidului în perspectiva unei noi guvernări. La capitolul educație, care este reprezentat de doi profesioniști în domeniu, s-a pus accent pe accesul echitabil la educație, pe acele programe de sprijin care să contribuie la reducerea abandonului școlar pe nevoia de formare profesională. Unul din obiectivele importante din programul de guvernare îl reprezintă accesul echitabil la educație pentru toți copiii. Sub egida toți copiii la școală, programul de guvernare urmărește atingerea unor obiective precum reducerea abandonului școlar. Obiectivul este scăderea abandonului școlar și asigurarea participării la educație pentru toți copiii, inclusiv cei din grupurile vulnerabile, cum ar fi minoritățile și copiii cu cerințe și nevoi speciale. Un alt obiectiv este extinderea programului Masă Sănătoasă la nivel național pentru toți copiii, a se oferi mese calde elevilor și preșcolarilor. Suma prevăzută este de 500 de milioane de euro. Se vor desfășura activități suport și intervenții de sprijin pentru elevii cu dificultăți în învățare, cu scopul de a asigura succesul școlar și creșterea ratei de absolvire. 500.000 de elevi vor beneficia de multiple forme de sprijin pentru a putea urma cursurile școlare. Un alt obiectiv este includerea în învățământul educațional a tuturor copiilor, începând de la cea mai mică vârstă, cu impact pentru dezvoltarea ulterioară pe tot parcursul vieții. În acest sens, se vor construi aproximativ 900 de creșe și grădinițe la nivel național. Un alt obiectiv este, spunea și colega mea mai devreme, extinderea învățământului profesional și dual, având în vedere importanța pregătirii forței de muncă pentru o economie modernă. Programul prevede extinderea învățământului dual, profesional și tehnic la nivelul întregii țări. Vor fi alocate fonduri de 1 miliard de euro. La capitolul investiții în unitățile de învățământ încep să se vadă primele rezultate din accesarea fondurilor europene. Suntem printre puținele județe care au semnat toate contractele de finanțare fondurilor europene prin PNRR, privind dotarea cu mobilier școlar, cu bunuri educaționale, de către toate localitățile din județ care au depus proiecte prin PNRR. Deci sunt contractele de finanțare semnate, astfel încât 137 de unități școlare din județul Telărman să fie dotate cu echipamente și bunuri educaționale de ultimă generație. Sunt deja localități care și-au finalizat aceste proceduri de licitație și pentru care au început să vină aceste echipamente și acest mobilier didactic. Alte localități sunt încă în procedură de licitație. Dar suntem între puținele județe care au semnat toate contractele de finanțare, 100% fonduri europene prin PNRR. PSD Telărman a ales să promoveze pe locuri eligibile doi profesioniști din educație, Ioana Panagore și Vlad Drinceanu, pentru a pune în aplicare acele măsuri necesare modernizării procesului educativ.